Vreau să vă citesc din 1 Samuel, capitolul 1, versetul 18. De-abia acum încep să predic. Vreau să vă vorbesc despre Ana, femeia de 10. De la 1 la 18. Era un om din Ramataim Tsofim, din muntele lui Efraim, numit Elcana, fiul lui Ieroham, fiul lui Elihu, fiul lui Tohu, fiul lui Tsuf, Efratim. El avea două neveste. Una se numea Ana, iar cealaltă Penina. Penina avea copii, dar Ana n-avea. Omul acesta se suia în fiecare an din cetatea sa la Silo ca să se închine înaintea Domnului Oștirilor și să-i aducă jertfe. Acolo se aflau cei doi fii al lui Eli, Hofni și Fineas, preoți ai Domnului. În ziua când își aducea Elcana jertfa, dădea părți nevestei sale Penina, tuturor fiilor și tuturor fiicelor pe care le avea de la ea. Dar Anei îi dădea o parte îndoită, căci iubea pe Ana. Dar Domnul a făcut să stearcă. Potrivnica ei o înțepa deseori ca să o facă să se mânie, pentru că Domnul a făcut să stearcă. Și în toți anii era așa. Ori de câte ori se suia Ana la casa Domnului, Penina o înțepa la fel. Atunci ea plângea și nu mânca. Elcana, bărbatul ei, zicea, Ana, Ano, pentru ce plângi și nu mănânci? Pentru ce ți-e întristată inima? Oare nu prețuiesc eu pentru tine mai mult decât 10 fii? Ana s-a sculat după ce au mâncat și au băut, băut ei la Silo. Preotul Eli ședea pe un scaun lângă unul din ușorii templului Domnului și Ana se ruga Domnului cu sufletul amărât și plângea. Ea a făcut o juruință și a zis, Doamne, Dumnezeul oștilor, dacă vei binevoi să cauți spre întristarea roabei tale, dacă îți vei aduce aminte de mine și nu vei uita pe roaba ta și dacă vei da roabei tale un copil de parte bărbătească, îl voi închina Domnului pentru toate zilele vieții lui. Și brici nu va trece peste capul lui, fiindcă ea stătea multă vreme în rugăciune înaintea Domnului, Eli se uita cu băgare de seamă la gura ei. Ana vorbea în inima ei și numai buzele și le mișca, dar nu îi se auzea glasul. Eli credea că este beată și a zis, până când vei fi beată, du-te de trezește. Ana a răspuns, nu, domnul meu, eu sunt o femeie care suferă în inima ei și n-am băut nici vin, nici băutura amețitoare, ci învărsam sufletul înaintea Domnului. Să nu iei pe roaba ta drept o femeie stricată, căci numai prea multă durere și supărare m-a făcut să vorbesc până acum. Eli a luat din nou cuvântul și a zis, du-te în pace și Dumnezeul lui Israel să asculte rugăciunea pe care ai făcut-o. Ea a zis, să capete roaba ta trecere înaintea ta și femeia a plecat, a mâncat și fața ei n-a mai fost aceeași. Amin. Mulți bărbați își doresc o femeie de 10. O femeie ca în filme, dacă ar putea să aibă. O soție ca vecinului. Însă Biblia ne arată câteva modele de femei de nota 10. Și astăzi vreau să vă vorbesc despre una din ele. Despre Ana. Oare cum să fie femeia de 10? Mai întâi să vă spun o ilustrație. A fost un bărbat de nota 10 care a întâlnit o femeie de nota 10. După o prietenie de nota 10, au avut o nuntă de nota 10 și viața lor de familie era de nota 10. Într-o seară de Crăciun, cu zăpadă multă și cu viscol, acest cuplu de nota 10 mergeau cu mașina pe un drum. La un moment dat, l-au întâlnit pe Moș Crăciun la marginea drumului că făcea cu autostop. Moș Crăciun avea un sac imens cu jucării. L-au luat pe Moș Crăciun la ocazie și au pornit mai departe pe drum. Viscol, zăpadă, drumul alunecos. La un moment dat, au făcut accident cu mașina. Numai unul dintre ei a supraviețuit. Cine a fost supraviețuitor? Întrebare. Răspunsul femeii. Femeia de nota 10 este singura care a supraviețuit, pentru că ea este singura care a existat cu adevărat. Toată lumea știe că nu există Moș Crăciun și nici bărbați de nota 10. Asta a fost răspunsul femeii. Răspunsul bărbatului.
Dacă nu există un bărbat de nota 10 și nu există nici Moș Crăciun, precis femeia de nota 10 conducea mașina. Acest lucru explică accidentul. Eu cred că există femei de nota 10, eu cred că există și bărbați de nota 10 și aceștia sunt oamenii credincioși. Amin? Amin. Un bărbat pe nume Elcana avea două neveste. Una era Ana, care înseamnă har, cealaltă era Penina, care înseamnă mărgăritar. Penina avea copii, iar Ana nu avea. Elcana o iubea mai mult pe Ana. Nu știu de ce. Probabil că era mai frumoasă, mai deșteaptă. E, pe vremea aceea, în istoria mondială, poligamia era considerată etică. Și Dumnezeu a îngăduit-o. Însă, dacă citim în Geneza, vedem că inima lui Dumnezeu nu a fost pentru poligamie. Când a zis că de aceea omul va lăsa pe mama sa și pe tatăl său și se va lipi de nevasta sa, nu de neveste. Deci, vedeți, asta a fost inima lui Dumnezeu. Însă, Dumnezeu i-a îngăduit. Cu toate acestea, nu toți își permiteau să aibă mai multe neveste. Doar cei care erau mai înstăriți financiar, doar cei care probabil erau în conducere, probabil regii, își permiteau să aibă, pentru că la fiecare nevastă trebuia în mod egal să aibă contribuție financiară și la copii în mod egal să nu facă diferențe. Însă, în aceste familii în care exista poligamie, întotdeauna apăreau probleme, discuții, certuri. Da? Deci, de aceea vedem că era departe de modelul pe care îl dorea Dumnezeu. Era gelozie, intrigă, discuții. Era rău, nu era bine. Mereu rivalitate între neveste. Și viața Anei era una cu probleme. Era ea femeie de nota 10, dar și ea trecea prin probleme și necazuri. Și care erau problemele ei? Care erau problemele Anei? În primul rând, ea era înțepată de Penina. Penina avea copii, era fericită și cum prindea ocazia, mereu o înțepa pe Ana. Tu nu ai copii, vezi că te rogi degeaba, vezi că pe mine o să mă iubească soțul mai mult, că eu am moștenitori. Și cum prindea ocazia, mereu înțepa. Ah, și de câte ori ne-am înțepat și noi pe unii, pe alții din jur. De câte ori n-ai înțepat și tu, de câte ori n-ai fost înțepat de cineva. Și era foarte necăjită Ana. Și ce făcea când era înțepată Ana? Plângea. Plângea și suferea și nu mânca. Și uite, așa era viața Anei necăjită. Mereu înțepată de rival. El ducea o viață grea din cauza aceasta. Însă ea n-a renunțat. Ea n-a renunțat și a mers mai departe. Putea să renunțe. Îmi iau viața pentru că eu nu am copii și să rămână cu Penina. Că ea îi face copii, ea e mai bună, ia să-mi iau viața și gata. Însă nu. Ea era o femeie credincioasă. Și ea nu a renunțat. Chiar dacă a plâns, chiar dacă a fost greu, chiar dacă în fiecare zi era înțepată de Penina, ea nu a renunțat. Merg înainte și să nu renunți niciodată, chiar dacă ești înțepat, chiar dacă ai o rivală, chiar dacă ți este greu, chiar dacă ai probleme, nu renunța. Mergi mai departe, pentru că tu ești cu Domnul. Amin? O altă problemă pe care Ana avea, nu doar că avea o rivală și era mereu înțepată, ea era sterilă, infertilă, nu putea să aibă copii. Iar nu o putea să aibă copii și pentru aceasta, lucrul acesta o măcina foarte tare. În acea perioadă, dacă nu aveai copii, era ca și cum favoarea Domnului nu era peste tine. Era ca o pedeapsă venită înainte de la Domnul. Să n-ai moștenitori, n-ai bucurie, n-ai pe cine ține în brațe.
și era greu. Și suferea în interiorul ei. Chiar dacă Ana îi dădea câte o porție dublă și ei din mâncare, Elcana zicea, mă, dacă lui Penina îi dau, să zic, atâtea lucruri pentru care copii, îi dau și lui Ana dublu, ca și cum ar fi avut și ea copii. Și Ana o iubea, chiar dacă nu putea să facă copii, să ia psihic, o ducea foarte greu. Se vedea blestemată de Dumnezeu. Se vedea, cum să zic, să fii infertil în acea perioadă era dezastru. E ca și cum n-ai avea moștenitor care să aibă grijă la bătrânețe de tine. Interesant lucru este că în ziua de azi multe persoane care nu vor să aibă copii, fac copii. Și care vor să aibă copii, nu pot să facă copii. Ce au făcut alte femei într-o situație asemănătoare cu Ana? Sara, care nu putea să facă copii, a spus la soțul ei Avram, du-te și culcă-te cu roaba Agar, ca să am și eu copii. Rahela i-a spus lui Iacov, du-te culcă-te cu roaba Zilpa, ca să am și copii. Astăzi, unele femei ar fi înfiat un copil, altele ar fi folosit mame surogat să-i nască copii, altele ar fi făcut fertilizare in vitro ca să aibă copii. Însă Ana și-a căutat rezolvarea în mâna Domnului. Sunt momente în viață când nimeni nu poate să te ajute decât Dumnezeu. În vremea aceea nu aveai prea multe opțiuni dacă nu puteai să faci copii. A plâns Ana cât a plâns, dar apoi a luat cea mai bună hotărâre pe care poate să ia o femeie de nota 10. A început să se roage. O femeie de nota 10 este o femeie a rugăciunii. Ana nu s-a dus la soțul ei și spune, dă-mi copii, tu ești de vină. Poate la tine e problema. Nu. Nu s-a dus la preotul ei, n-am copii, nu se duce la doctor, nu merge la familie, la frații ei sau la relațiile pe care le avea. Ana merge la Domnul. Speranța ei este doar în Dumnezeu. Ea nu spune speranța în nimic și nimeni decât în Dumnezeu. Se duceau în fiecare an la templu să aducă jertfa. Și Ana în fiecare an se ducea și se punea într-un colț pe genunchi și se ruga înaintea Domnului. Și spune Scriptura că își vărsa inima înaintea Domnului. Doamne, când treci printr-o problemă, când ai necazuri, varsă-ți inima înaintea Domnului. O femeie de nota 10 își varsă inima în rugăciune înaintea Domnului. Când nu mai vede nicio rezolvare, când nu mai vede nicio situație, își vărsa inima înaintea Domnului. Varsă-ți și tu când treci prin probleme, inima înaintea Domnului. S-a dus la templu și a început să roage. Și era preotul Eli acolo, marele preot. Se uită la ea și vede că se roagă de o vreme. Zice, mă, tu ești piată, mă. Numai buzele se vedeau că se ruga. Mă, tu ești piată. Și a zice, nu sunt piată. Am venit să cer un plumb de la înaintea lui Dumnezeu. Vedeți? Rugăciunea Anei a fost în primul rând o rugăciune specifică. Versetul 11 spune, dacă vei da roabei tale un copil de parte bărbătească. Când s-a dus la templu și s-a pus pe genunchi, n-a început să se roage pentru soțul, pentru... s-a rugat și pentru ei. Dar Dumnezeu se așteaptă ca să te rogi specific. Doamne, vreau un băiat! Vreau un băiat cu ochi albaștri, creț, șaten, specific! Dumnezeu așteaptă ca să te rogi specific. Dacă ai nevoie de o pereche de Adidas, nu o să te rogi pentru, eu știu, pentru un costum sau pentru... Te rog specific. Mi-aduc aminte la începutul credinței când Diana își dorea o pereche de Adidas Puma și ne-am pus amândoi de rugăciune și am zis, Doamne, și ea spune, Doamne, dă-mă pereche de Adidas Puma, albi. Erau foarte scumpi atunci. Și n-a trecut ceva timp și Dumnezeu i-a dat exact cum a cerut. Ana, o femeie de nota 10, se roagă specific. Dă-mi un soț. Așa să fie, așa să fie. Un credincios, un pocăit, sau dăm
un soț care să mă iubească. Specific, ce vrei. Nu te pui pe genunchi fără să știi ce ceri. Rugăciunea Anei nu doar că a fost specifică, a fost și insistentă. Asta se numește stăruință în Biblie. Și te rog și astăzi, și mâine, și poi mâine, până când îți răspunde Dumnezeu. Ana, în fiecare an venea. Putea să zică, Elcana, anul ăsta nu mai vin, că și așa nu mi-a ascultat rugăciunea, nu mai vin cu tine la templu. Nu. Fiecare an, și cred că nu doar la templu, și acasă se ruga, insista. Ați văzut, rugăciunea ei nu a fost scurtă, s-a pus pe genunchi, a plâns și s-a rugat. Rugăciunea unei femei de nota 10 este insistentă. Nu renunță până nu vede lucru primit de la Domnul. Amin? Apoi rugăciunea Anei a fost o rugăciune cu lacrimi. Știți ce înseamnă să te rogi cu lacrimi? Atunci când plângi înaintea lui Dumnezeu, de fapt, subliniezi un marker înaintea lui Dumnezeu problema ta. Atunci când plângi cu adevărat și îți vezi și inima înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu vede. Uite, marchezi cu marker, cu creonul fluorescent și vede Dumnezeu. Ah, asta vrea, vrea, n-am un copil. Înțelegeți? A plâns în lacrimi. Și spune Scriptura că Dumnezeu are un burduf în care adună fiecare lacrimă copiilor săi, a credincioșilor. Psalmul 56, că punem lacrimile în burduful tău. Nu sunt ele scrise în cartea ta, Doamne. Când îți dorești mult și ai o nevoie și treci printr-o problemă și te rogi cu lacrimi, Dumnezeu ascultă, ca un marker, ca un creion din cer și vede, asta are nevoie Ana, asta are nevoie Cristina, Nando, Mitru, Laico, asta are nevoie, trebuie să-i dau. Pentru că se roagă specific, se roagă cu stăruință, insistent, se roagă cu lacrimi. Și rugăciunea Anei a fost și rugăciune cu credință. Parcă îmi imaginez pe Ana cum stătea pe genunchi și spune așa. Doamne, eu nu plec de aici până nu sunt însărcinată. Doamne, când voi veni la anul, eu aici voi fi însărcinată. Doamne, înțelegeți, cu credință. Doamne, nu știu cum vei face, nu știu ce vei face, dar eu voi fi însărcinată și voi naște un copil de parte bărbătească. Asta înseamnă rugăciune cu credință. O femeie de nota 10 se roagă cu credință. Și tu când treci printr-o problemă, prin care spui, nu știu, Doamne, cum vei face, ce vei face, dar știu că voi rezolva. Știu că voi încheia ce în planul care l-ai cu mine, știu că vei face lucrurile în așa fel încât să fie bine. Rugăciune cu credință. Și nu în ultimul rând, o femeie a rugăciunii, Ana, femeie de nota 10, s-a rugat cu promisiune. S-a rugat cu promisiune. Doamne, dacă îmi vei da vindecare, îți voi sluji toată viața. Doamne, dacă îmi vei da copilul acesta, eu ți-l voi dărui ție, să fie pentru să slujească ție. Așa, parcă îmi imaginez că a vorbit Ana. Și tu, când te rogi pentru problema ta, roagă-te cu promisiune. Doamne, dacă vei scoate biruitor din această încercare, din această problemă, voi fi cel mai pocăit. Doamne, dacă mă scap din încercarea aceasta financiară, îți voi da toată viața 10%. Promisiune. Doamne, dacă mă vei ajuta să fac legământ cu tine, Doamne, voi fi cel mai pocăit din Orșova, din Oltenia. Rugăciune cu promisiune. O femeie de nota 10 s-a rugat cu promisiune.
Femeia de 10, deci este femeia rugăciunii, care se roagă specific, insistent, cu lacrimi, cu credință și cu promisiune. Un pastor s-a dus într-o vizită la una din familiile bisericii și când a sunat la ușa casei, a răspuns o fetiță. Pastorul i-a cerut să o vadă, să vadă pe mama ei, să vorbească ceva. Dar fetița l-a întrebat, sunteți bolnav cumva? El a răspuns că nu e. Iar fetița l-a întrebat, sunteți rănit cumva? Nu. Pastorul a zis nu. Apoi fetița a întrebat, ai venit pentru că știi pe cineva bolnav sau rănit? Pastorul zice nu. Atunci spune fetița, nu puteți vedea pe mama pentru că ea se roagă de la ora 9 la ora 10. Și era 9 și 20 ora. Pastorul a stat afară și a așteptat până la ora 10. La ora 10, femeia a ieșit pe față cu lumina gloriei lui Dumnezeu, strălucitoare. Și atunci păstorul a înțeles de ce casa lor era așa de luminoasă, a înțeles de ce doi fii ai ei erau studenți la seminarul teologic, a înțeles de ce una din fiice era misionară. Pentru că iadul întreg nu poate să smulgă un băiat sau o fată de lângă o mamă așa a rugăciunii. Femeia de nota 10 este o femeie a rugăciunii. Cât de mult te rogi pentru copiii tăi, pentru familia ta, pentru problemele prin care treci, Dumnezeu să ne ajute. Să vă ajute, să ne ajute să fim oamenii rugăciunii. În al doilea rând, o femeie de nota 10, nu doar că este o femeie a rugăciunii. Este o femeie care își ține jurământul făcut înaintea Domnului. Ana a făcut o promisiune și anume că îl va da pe fiul ei să slujească Domnului, dacă îi va da Dumnezeu un fiu. Imaginează-ți ce jertfă este să nu ai copii atâți ani și când îți dă Dumnezeu copil, tu zici, Doamne, eu îl dau înapoi la tine, la tine. Imaginează-ți ce jertfă este pentru viața ta, de mamă. Însă, Ana este o femeie care își respectă promisiunea. O femeie de caracter. Dumnezeu are nevoie de femei de caracter și de bărbați de caracter. Care atunci când promit un lucru înaintea Domnului, se țin. Se țin. Chiar dacă este jertfă, chiar dacă este greu, ei se țin, ele se țin. Nu uită că a făcut o promisiune, nu se scuză că a uitat. Doamne, am uitat. După, putea să zic că vin și eu peste, la 18 ani, vin cu micul Samuel. Am uitat, Doamne, am uitat că am promis că o să ți-l dau ție. Putea să găsească diverse scuze. Doamne, știi că a fost cam bolnăvicios, a trebuit să am grijă de el. Nu a căutat nicio scuză. Spune Scriptura că atunci când l-a înțărcat, l-a dus la teme. Nu știu când l-a înțărcat. Copilul meu a fost înțărcat la 2 ani jumătate. Poate Samuel, micul Samuel a fost înțărcat la 3 ani. Poate la 2 ani. Nu știu. Dar când l-a înțărcat, l-a dus la teme. Dar n-a renunțat la el. În fiecare an venea și îi aducea o hăinuță pe care o făcea cu mâna ei. Știți ce îmi place aici lucrul acesta? Că deși Ana a făcut o juruință în timpul rugăciunii, Elcana, soțul ei, a aflat de juruință. Mă, tu ce ai... Ce te-a pus să juri, măi? Că parcă mă gândesc că au avut o discuție între ei. Mă, tu ce juruință ai făcut, mă? Copilul nostru, băiatul nostru, eu te iubesc pe tine. Cum să-l dai să slujească Domnului? Însă Elcana a înțeles-o și a zis, mă, tu ai făcut juruința asta? Că dai Domnului, că îl dai Domnului pe Samuel? Dacă ai făcut juruința, ține-te. Să știți că în Vechiul Testament bărbatul putea să anuleze o juruință dacă femeia îi scăpa gura. Că făcea o juruință, bărbatul spunea, dacă nu era de acord, nu sunt de acord cu juruința asta, se anula acea juruință. Ai făcut juruința. Chiar dacă nu o să mai avem alți copii, noi ne încredem în Dumnezeu. Și dacă am promis ceva, trebuie să ne ținem.
Nu știu ce ai promis tu înaintea Dumnezeu. Nu știu ce ai promis. Dar mă rog ca Dumnezeu să te ajute. Să ce ai promis să te ții. Dar cel mai frumos lucru este că noi, copiii noștri, trebuie să-i încredințăm în mâna Domnului. Chiar dacă avem unul, chiar dacă avem 3, 5, 7, așa să-i spui, Doamne, Tu mi l-ai dat, dar eu îl încredințez în mâna Ta, Tu să ai grijă de el. Chiar dacă nu-l duci la templu, să nu mai vezi cum a făcut Ana, Doamne, eu îți încredințez ție, ai grijă de el, Doamne, să slujească ție, să, așa să proclam, Doamne, să fie al Tău, toată viața ție să slujească. Amin. Și Elcana i-a spus lui Ana, împlinească Domnul, adică să împlinească planul Domnului pentru Samuel. Și a fost de acord de Elcana cu Ana și a zis, bine, du-l. Nu știu ce a fost în inima lui Elcana, dar a zis, dacă așa ai promis, ține-te de promisiune. Și Eclesiastes, capitolul 5, versetul 4 cu 6, spune, dacă ai făcut o juruință lui Dumnezeu, nu zăbovi să o împlinești, căci lui nu-i plac pe cei fără minte. De aceea împlinește juruința pe care ai făcut-o. Mai bine să nu faci nicio juruință decât să faci o juruință și să nu o împlinești. Dragilor, vedeți, la căsătorie faci o juruință. Voi fi alături de tine și la bine și la rău, și la sănătate și la boală. Și mulți, când ajung la greu, nu-și țin juruința. Când te întorci la Dumnezeu și faci un botez, și spui, Doamne, te voi urma toată viața, și la bine, și la greu, da? Tu vei fi Domnul meu și Stăpânul meu. Eu pe tine te voi sluji. Și nu vedem câți se lasă de credință, câți nu mai slujesc, cât nu vin la biserică, cât și cât. Dumnezeu să ne ajute să ne ținem. La începutul anului poate ai făcut o mulțime de promisiuni și angajamente înaintea Domnului. Mă rog la Dumnezeu ca să te ajute să te ții de ele. Amin? Psalmul 50, pace spune, aducă jertfa lui Dumnezeu mulțumiri și împlinește juruințele făcute celui preanalt. Putea să se gândească Ana, dacă eu l-am consacrat lui Dumnezeu pe Samuel, micul Samuel, cine va avea grijă de mine la bătrânețe? Cine va avea grijă de mine? Domnul nu lasă. Te faci o promisiune și dai mai întâi lui Dumnezeu lucrurile. El nu te va lăsa. Și Scriptura ne spune mai departe că ea a mai avut 5 copii. I-a dat Dumnezeu încă 5 copii. Auziți? Un membru dintr-o biserică s-a angajat împreună cu un păstor tânăr să dea Domnului 10% din tot venitul său în fiecare an. Așa au înțeles ei din Scriptură, s-au rugat împreună și a zis păstorul cel tânăr cu tânărul acela credincios. Vom da 10% întotdeauna din tot ce ne va da Domnul. Și unul din ei, tânărul acela, a ajuns să câștige 1.000 de dolari, să câștige 10.000 de dolari și s-a ținut de promisiune. 100.000 de dolari s-a ținut de promisiune. Când a ajuns, a dat 1.000.000, s-a ținut de... A dat. Când a ajuns la 6.000.000, nu l-a mai lăsat inima să scrie acolo, să dea 600.000 de dolari pentru biserică. I-a telefonat la păstorul acela, era în altă localitate, plecase, și l-a rugat să se întâlnească cu el. De cum a pășit pe ușa biroului păstorului, omul nostru a început să-l implore, să-l dezleagă-mă de făgăduința asta care am făcut-o înaintea Dumnezeu. Treaba asta cu zecioara trebuie să încerteze. A fost ok când am avut o sumă mai mică, dar acum la asta nu pot să-mi permit la 6.000.000 să dau 600.000 de dolari. Pur și simplu nu pot să-mi permit. Pastore, fă ceva! Păstorul a încercheat și s-a rugat îndelung. Până la urmă, omul ascultă rugăciunea și spune, ce faci acolo? Te rogi ca Dumnezeu să mă lase să nu mai îmi dau zecioara? Păstorul a zis, nu. Mă rog ca Dumnezeu să-ți reducă venitul până la nivelul în care poți să-ți dai din nou zecioala. Adică până la 1.000 de dolari să poți să-ți dai 100 de dolari dacă... Promisiuni pe care le face Dumnezeu. Promisiuni pe care trebuie să le țină.
Dumnezeu îi place de oameni de caracter. Femeia de nota 10 este o femeie de caracter care se ține de promisiune și de juruință, chiar dacă este în paguba ei. Amin? O femeie de 10 este o femeie care știe că Dumnezeu onorează credința și dragostea față de El. Ana ar fi putut să refuze să-l dea pe băiatul ei Domnului. S-a văzut cu saci în căruță, a avut un copil, nu-l mai dăm. Domnul. E singura mea sursă de siguranță, doar El mă va întreține, poate. Și totuși, Ana s-a ținut de promisiune și Dumnezeu ia toate lucrurile pe care îi le dăm și le multiplică și le dă dimensiuni și complet noi. La care nici nu am visat vreodată. Credeți că Ana a visat că o să mai aibă 5 copii în afară de Samuel? Pentru că de-abia a reușit să facă unul. Dar așa face Dumnezeu. Când îi dăm întâi lui, El multiplică restul. Și multiplică și nu te lasă. Și o femeie de nota 10 știe că Dumnezeu onorează credința și dragostea față de El. Domnul va purta de grijă, spune Avram. Când i-a cerut să-l aducă ca jertfă pe Isaac. O altă tragedie. Să ai un singur băiat, al tău, sânge din sângele tău și Dumnezeu să-ți spună adu-l ca jertfă în mine. Și el a spus, Domnul va purta de grijă. Asta înseamnă încredere totală în Dumnezeu. Chiar dacă îmi cere să-l aduc lui, eu știu că îl va învia, să-l aduc ca jertfă, Domnul va învia. Chiar dacă îl voi aduce, cred că se gândea Ana, chiar dacă îl voi aduce la templu și voi dărui să slujească Domnului, știu că Domnul va purta de grijă de bătrânețea mea, Domnul va purta de grijă de mine. Și Domnul a purtat. Și a dat 5 copii. 5 copii. Mă gândesc cum se uita Ana la Penina. Când avea 5 copii plus unul și plus Samuel. Mă, mai înțeleg tu? Hai înțeleg-o, mamă. Hai că-ți spun eu cât. Vezi ce binecuvântată sunt de Domn. Mă mai înțeleg? Hai spune tu câteva. Vezi că Domnul m-a binecuvântat, că sunt sub binecuvântarea Domnului. Vezi că sunt o fiică a Domnului. Proverbe 11:24 spune, unul care dă cu mână largă ajunge mai bogat și altul care economisește prea mult nu face decât să sărăcească. O femeie de 10 este o binecuvântare pentru întreaga națiune. Băiatul ei, Samuel, a ajuns să aibă o influență pozitivă pentru poporul său. A devenit un preot în fața lui Dumnezeu, un judecător în Israel și un profet puternic. Deci, vedeți? Credincioșia Anei nu a afectat doar familia ei și viața ei particulară. A afectat întreaga națiune a lui Israel. A ieșit unul din cei mai puternici profeți, cei mai credincioși oameni al lui Dumnezeu. Sfântul Ioan Gură de Aur spunea, dați-mi o generație de mame creștine și voi schimba fața lui. Copiii tăi trebuie să fie o binecuvântare pentru națiunea română sau peste tot unde îi va duce. Mamele de nota 10 fac copii care sunt o binecuvântare peste națiune. Amin? Susan Wesley a fost mama lui John Wesley, părintele metodismului, și Charlie Wesley. A avut 19 copii. Pe care i-a iubit foarte mult. La rândul lor, acești copii au iubit-o cu aceeași măsură. John Wesley, unul din băieții lui, mărturisea că atunci când avea 6-7 ani, se gândea că niciodată nu se va căsători, pentru că nu va putea să găsească o soție așa cum are tatăl lui. Susan și-a ținut casa cu foarte multă strictețe, dietă simplă, devoțiune în fiecare dimineață și seară, se ruga cu copiii. Pedeapsă strictă dacă era cazul. Supravegherea atentă a educației copiilor. Susan a fost perseverentă în a învăța pe copii Biblia, latina, greaca, anatomia, teologia și poezia. Valorile învățate în cămin au fost
toleranță și acceptarea celorlalți, compasiune față de săraci, iubire față de lume, generozitate, ospitalitate, prietenie, fidelitate. A făcut o regulă de a petrece o dată pe zi o oră cu câte unul din copiii ei. Copiii iubeau acest timp liniștit petrecut cu mama. Timp de rugăciune și discuții. Și a făcut timp, gândiți-vă, în 24 de ore să ai 19 copii. Pentru fiecare pe zi și-a făcut timp o oră să-i roage, să simtă, să discute cu el, să vadă ce are inima în minte. Atât de profund a fost influența Suzanei Wesley asupra fiilor ei, încât a fost numită mama metodismului. Deși niciodată nu a rostit o predică sau să fi publicat vreo carte. Când a fondat vreo biserică, doi dintre fiii ei au ajuns, John și Charles, au înființat mișcarea metodistă și au aplicat în mare măsură modul de învățare de acasă, de la mama. În cartea Songs of the Church, Lady M. Dougal scria: dacă vreodată o femeie s-a putut bucura că a dus copii pe lume, această femeie a fost Susanna Wesley. Fiii John și Charles au schimbat fața Angliei. Au fost canale prin care binecuvântarea Dumnezeu a fost revărsată până la capătul pământului. Prin ei a venit reînviorarea Bisericii lui Hristos. Credeți că s-ar fi întors mii și mii de oameni la Hristos dacă n-ar fi fost o femeie de 10, cum a fost Susanna Wesley, care și-a făcut timp să petreacă cu copiii ei, să investească în familia ei, să-i iubească, să-i conducă la Hristos? O să vă citesc câteva reguli din viața ei. O regulă a acestei mame care a aplicat la toți copiii. Spunea așa: copilul trebuie învățat să se roage îndată ce a învățat să vorbească. Propria voință trebuie supusă planului salvării. Cumințenia este obligatorie în timpul închinării. Învață pe copil teama de Domnul. Mâncatul între mese nu este permis. Medicamentul se ia fără comentarii. La ora 8 copiii trebuie să fie în pat. Copiii nu vor primi ceva atunci când plâng, ci atunci când cer politicos. Pentru a preveni minciuna, o greșeală mărturisită și îndreptată nu va fi pedepsită. Nu este permis ca un act păcătos să rămână nepedepsit. Sunt reguli pe care le-a aplicat copiii ei. Nu pedepsi copilul de două ori pentru o singură greșeală. Pretinde și răsplătește comportamentul bun. Orice încercare de a fi pe plac, oricât de mică, ar trebui să fie încurajată. Păstrează dreptul proprietății chiar și în lucrurile mărunte. Respectă ce aparține altora. Respectă cu strictețe toate promisiunile. Auziți? Așa cum a fost Ana. Respect. Așa i-a învățat pe copiii. Ai promis? Ai promis că ești la ora 9, la 10, la acolo unde trebuie să te întâlnești. Ține-te de promisiune. Nu neglija educația în favoarea muncii. Altă regulă. 16 reguli după care s-a ghidat ea. Și copiii ei au crescut cu aceste reguli și au schimbat națiunea. O femeie de 10 este o femeie a rugăciunii, care se roagă specific, insistent, cu lacrimi, cu credință și cu promisiune. O femeie de 10 este o femeie care face promisiuni înaintea Domnului și se ține de ei. O femeie de 10 este o femeie care onorează, care știe că Dumnezeu onorează credința și dragostea față de El și multiplică ceea ce pune în mâna Domnului.
O femeie de 10 este o femeie care este o binecuvântare pentru întreaga națiune. Copiii tăi trebuie să fie o binecuvântare pentru întreaga națiune. Amin? Dumnezeu să ne ajute. Să mă ajute să fiți femei de 10 ca Ana și noi să fim bărbați de 10. Lucrurile astea se aplică și la bărbați. Foarte bine.